Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Am vorbit de atâtea ori despre sănătate, despre problemele de sănătate și cum putem să le rezolvăm sau să le prevenim cu alimentație echilibrată, cu alimentație corectă, despre anumite plante care ne ajută pe direcția asta, însă acum vreau să vorbesc despre sport. Și am vorbit într-o ediție anterioară despre cum putem să facem noi mămicile sport într-un cadru foarte relaxant, într-un cadru în care să nu se uite nimeni la noi la sală, poate dacă avem greutatea prea mare sau dacă avem colăcei sau să ne permită și timpul să facem lucrul ăsta și un proiect foarte interesant în cadrul unei grădinițe în cadrul unei grădinițe sportive. Deci mămicile pot face mișcare atunci când își doresc, dar acum o să vorbesc în ediția de astăzi despre pitici, despre copiii noștri mai exact, pentru că știți foarte bine, nu mai fac mișcare, la școală foarte puțin, afară nu mai ies, nu se mai joacă, nu mai iau un colectiv de copii în care să desfășoare diferite activități sportive. Și ce facem cu copiii noștri? Pentru că ei stau acasă, stau foarte mult, fie la grădiniță, fie la școală, after school-uri, etc. Învață foarte mult, se duc la diferite activități, însă dacă nu fac un sport de performanță, adică noi ducem separat și la sport, ei stau acasă, fie pe calculator, fie pe tabletă, fie în activitățile propuse de școală. Și pentru asta am găsit o soluție și vreau să vă prezint și dumneavoastră ce facem cu copiii mici care nu au timp să facă mișcare sau nu au cu cine sau nu au unde să facă mișcare. Și am o invitată pe care am mai avut-o înainte, mai exact Gabriela Dobre, da? Care este și mămică. Gabriela Dobre, cred că ați mai văzut-o într-o emisiune de-a mea, este o mămică care face mișcare, care antrenează mămicile, deci antrenor de mămici, iar astăzi o să vorbesc despre Gabriela Dobre, antrenor de pitici. Spune-ne puțin despre tine, Gabriela, pentru cei care n-au văzut emisiunea anterioară, cine ești tu mai exact, ca și persoană, ca și femeie? Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație și șansa de a face, de a inspira sport. Șansa de a ne arăta că se poate să facem mișcare și nu neapărat să ne ducem la o sală de fițe, nu neapărat să ne ducem, nu știu, să facem antrenament de performanță, ci pur și simplu să facem sport pentru corpul nostru, antrenament pentru corpul nostru. Perfect, ce ești tu în viața de zi cu zi, în afară de mămică de pitic? În afară de mămică de pitic, am un program normal de la 9 la 17.30 și activez în domeniul IT-ului. Deși lucrez de acasă, este un job solicitant, unde mi se acumulează foarte mult stres și pentru asta am găsit o soluție de a mă elibera de stres, antrenând mămici și pitici. Și pitici, super! Astăzi o să vorbim despre pitici, mai exact. Eu, sincer, nu am auzit, acum poate există în alte orașe, însă eu nu am auzit să fie o școală, nu știu, o sală, sală că este, o sală. O sală care să antreneze în mod deosebit pitici. Da, mai auzi grupe, nu știu, poate dacă vor pitici să se ducă copiii, să se ducă să facă mișcare în cadrul unei săli, dar, sau cu un antrenor personal, dar nu să facă la nivel de grup. Povestește-ne puțin cum ai cunoscut tu proiectul ăsta sau cum ai fost inclusă în proiectul acesta și ce faceți voi mai exact acolo. Am fost propusă de către o persoană terță, văzând pasiunea mea pentru sport, atât pentru mămici și pentru pitici, lucrăm și cu fiul meu acasă. S-a deschis o nouă sală de curând în Ploiești, o sală special dedicată pentru copilași, începând de la bebeluși și de un an. Wow, da. N-am știut asta. Mai suntem plini de surprize. Super, super, super. Un an. Wow, da. Poți să-l aduci pe băiețelul meu cel mic care face 2 ani de la antrenament? Da, okay. Da. O să vorbim, termina de prezentat și o să vorbim de că vreau să știu cum îl antrenați pe bebeluș, cu băiețelul meu mic. Da. Deci sunt clase special concepute pentru copii, pe grupe de vârstă, de la cel mai mic poate avea un an, până la cei mai mari, inclusiv 18 ani, în funcție de nevoile acestora. Ok, vreau să vorbim special de copiii micuți, pentru că știm foarte bine, 16-18 ani se pot duce la orice sală, pot face orice antrenament și atunci sunt mai multe variante. Dar pentru cei micuți nu prea sunt variante. Hai să vedem ce faceți voi cu copilașii de un an. Hai să luăm așa.
Copilașii de un an vor face sport împreună cu mămica lor în por bebe. Wow! Deci trebuie să veniți, da. Și dacă merg deja în picioare? Dacă merg deja, va fi o clasă special pentru ei, Baby Gym, unde vom încerca să dezvoltăm motricitatea, partea senzorială, le întărim grupele musculare. Foarte interesant! Ok, și imaginez așa că sunteți într-o sală, da, mai da. Mulți pitici mici, da, care alargă ei pe acolo, ce înțeleg ei la, hai să zicem, la copilașii de un an, ai doi ani, ce înțeleg ei, cum vă ascultă ei? Că totuși sunt micuți, adică nu prea știu ce se întâmplă acolo, da. Cum îi ghidați? Ne înțeleg prin joacă. Noi facem mișcare prin joacă. Le captăm atenția cu jocuri care implică mișcarea, dezvoltarea grupelor musculare și atenția. Super. Hai să vedem așa, dar dăm un exemplu. Ei sunt cu Pampers-ul, sunt cu suzeta în gură, unii dintre ei, mami, da. Râiți. Da. Cunoaștem. Ce jocuri? Dăm un exemplu de joc pe care îl faceți voi cu copilașii micuți, da? Deci până în 2 ani. Putem începe cu mingiuțe sau cu cercuri, efectiv să mute. Pare o mișcare banală, dar acesta este mandatoriu pentru dezvoltarea copilului. Îl determinăm să se miște până la mingiuță. Le stabilim niște limite sau să o mute dintr-un cerc într-altul. Și dacă sunt 2-3 copilași care vor aceeași mingiuță, ce faceți? Avem grupe formate din copii puțini, tocmai pentru a le acorda atenție, să ne ocupăm individual de ei. Și suntem acolo să-i ghidăm. Câți copii sunt într-o grupă, de exemplu, până în 2 ani sau aproximativ 2 ani? Undeva la 6, în funcție de cerințe, maxim 6, poate chiar și mai puțin, pentru că am nevoie de atenția noastră la secundă. Da, tocmai de asta mă gândeam că ei sigur vor aceeași mingiuță, sigur vor aceeași jucărie, sigur toți vor aceeași suzetă sau suzeta colegului. Bravo, super! Eu l-am mai auzit, acum cel puțin pe Ploiești, nu? Ok, hai să trecem la următoarea categorie, 3-4 ani, că sunt mai măriți. Ce înțeleg mai bine? Ce faceți cu ei? La fel, trasee, compuse din mai multe etape. Și încălzim prima oară copilul, după care formăm anumite trasee. Unde? Trebuie să meargă pe vârful sau trebuie să alerge, trebuie să ridice, trebuie să lase în genuflexiuni, după care la sfârșit facem stretching, da, și cu copiii mici, au nevoie să se întindă. În general facem trasee aplicative, care dezvoltă foarte mult motricitatea, atenția, concentrarea și starea în general de bine. Perfect. Bănuiesc că vin și copilași mai plinuți, da? Cu un surplus de greutate, da. Care nu prea știu să se miște, nu prea au corpul dezvoltat, pentru că asta e realitatea. Uh-huh. Vorbim despre copiii cu surplus de greutate care s-au dezvoltat oarecum anormal, pentru că nu au făcut mișcare și au acumulat și oarecum surplusul care le afectează tot ce înseamnă creștere și dezvoltare. Ce faceți cu ei? Că se mișcă mai greu. Gâfâie, nu știu, să ridice piciorușul, e mai complicat. Ce faceți cu ei? Suntem acolo pentru ei și îi luăm treptat. Prima oară învățăm principiile de bază, cum să respirăm. Respirația este foarte importantă în orice tip de mișcare și începem să-i ghidăm. Îi învățăm cum trebuie să stea corect, cum să efectueze corect exercițiile și să-i facem să înțeleagă că este un proces de durată. Rezultatele nu se obțin în termen scurt și nu se obțin bătând din palme. Trebuie să ai o răbdare și încredere. Să există o comunicare foarte bună între noi și copii, dar și părinții acestora. Ok, părinții ce fac în timpul ăsta? Că aici nu te-am întrebat. Părinții vor sta acasă, își vor rezolva sarcinile zilnice. Perfect. Și dacă copilașul la 2 ani începe să urle? La vârsta aceea, la vârsta aceea pot participa, pot sta în sală, să fie acolo de backup în caz de ceva, dar noi tindem spre individualitate și să facem independenți. Adică îi băgați așa, îi pitiți undeva, dar le spune să stea în preajmă, dar să nu stea să fie văzut de copii, pentru că știm cum sunt copilași și când vă părinții vor la părinți, mai ales cei mici. Au altă latură. Da, un curaj foarte mare pe care îl aveți să faceți lucrul ăsta. Ok, cum a început proiectul ăsta? Adică cei care au deschis sala, de unde l-a venit ideea asta? Ce ți-au zis sau cum, dacă știi în mare? Din necesitatea de a face ceva pentru copii. Pentru că în Ploiești sunt foarte puține activități
toate sunt la fel, mergem la dansuri, mergem la karate, mergem la teatru și cam atât. Dar în ziua de astăzi suntem atât de absorbiți de tehnologie încât nu mai facem mișcare, așa cum a spus și dumneavoastră. Iar noi, ca și părinți, rolul nostru este să-i ghidăm și să fim aproape de ei, să-i susținem să aibă viață sănătoasă. Și așa s-au gândit și cei care au deschis această sală. Este nevoie de mișcare, avem nevoie de copii sănătoși. Doamne ajută, da. Da, da, da. Iar așa, doar așa putem prin sport să atingem acest obiectiv. Am înțeles. Sunt distractive antrenamentele? Adică da. Se distrează copiii acolo? Da, foarte distractive. Da? Da, eu fiind mamă la rândul meu, știu cum să mă apropii de ei. Încerc să-i determin, să râdă, încep chiar și cu cântecele în funcție de vârsta lor. De exemplu, cu gândăcelul, uite mânuța, hai să ridicăm mânuța, degeaba le spui ridică mâna dreaptă. E ceva banal pentru ei. Și am făcut o analogie dintr-un cântecel. Haide să ridicăm mânuța ca în cântecelul X și să începem să reproducem versurile, să facem mișcare pe acele versuri, de exemplu. Da, foarte, foarte interesant, că trebuie captați oarecum. Cât durează antrenamentele? 50 de minute, o oră, depinde. Da, să ții un grup de copilași 50 de minute, mai ales micuți, ai nevoie de multă răbdare și de multă pricepere și de o energie foarte pozitivă ca să-i atragi. Perfect. Ce face Grigoraș la antrenament? Grigoraș este ajutorul meu de bază. Iar e un antrenor secundar, să înțeleg. Sincer, da. La ultimul antrenament m-am amuzat pentru că eu am format traseul, iar n-a fost nevoie să-i spun lui ce are de făcut pentru că el a știut ce să facă. El fiind la o grădință cu profil sportiv, ei asta fac zilnic. Zilnic, educație fizică și efectiv a știut ce să facă când a văzut traseul. Iar pe parcursul antrenamentului cu copiii, el m-a ajutat. El le dădea indicații. Deci dacă stătea în capătul... Era deja antrenor, e deja. Da, mie acolo mi se adresează cu doamna mami. Pentru că i-am spus, mami, nu mai sunt mama ta, ei sunt doamna. Da, deci da, avem da, alte da, limite, da. Avem un statut. Doamna, totuși ești doamna mami, deci... Da, și mă ajută foarte mult. Iar la sfârșit, eu de obicei, atunci când finalizează un copil traseul, stau la sfârșit și îl încurajez. Pe parcurs îl îndrum la fiecare pas, mă duc înainte la final și îl încurajez. Tot timpul bate palma, îi spun ce a făcut bine, îi spun ce poate îmbunătăți. Ei bine, de data asta a stat Grigoraș cu mine și l-a încurajat el. Și l-a încurajat. Da, efectiv, întindea mânuța, hai să batem palma, bravo, bravo, și susținea. Super, uite, da. Într-adevăr, e foarte important și pentru copilași de acolo să existe un alt copil care să îi încurajeze și bănuiesc că majoritatea vor face lucrul ăsta pe viitor, că e foarte important să se încurajeze între ei, da. Pentru că socializarea cam lasă de dorit în ziua de astăzi, dacă se poate să râdă, să facă glume, să nu știu, să fie răutăcios, să se certe, pentru că asta majoritatea copilor și noi oamenii suntem din ce în ce mai răi, sper să nu fim cu toții și e foarte important ca prin mișcare să se încurajeze unul pe altul, adică să se bucure de realizarea celorlalți. E foarte și energie pozitivă și da. Bravo, felicitări pentru ceea ce mulțumesc, faceți. Mulțumim foarte mult. Și să învețe să și piardă, să învețe exact. Că unii copilași nu pot la fel de bine, să îi încurajeze și să-i ajute, nu să râdă de ei. Exact. Deci dacă faceți lucrurile astea, e extraordinar. Că din păcate, într-adevăr, în grădiniță sau acasă e mult mai greu să gestionăm toate situațiile și plus de asta să încurajeze un copil, să încurajeze alt copil, e fabulos. Asta mi-am propus să le dezvolt, spiritul de echipă, da. Să se susțină unul pe celălalt, să înțeleagă când pierzi, dar în același timp, ați văzut, tot timpul fiecare vrea să fie primul. Am găsit soluții și pentru aceasta. La un moment dat, i-am pus în cerc, m-am pus eu în mijloc și am zis, haide să ne jucăm, ursul doarme și visează. Și când ne-am oprit, m-am rotit eu cu ochișorii închiși și m-am oprit în dreptul unui copil la finalul cântecelui. Și așa am ales, cine este primul, al doilea, al treilea. Ei bine, asta i-a încântat foarte mult și nu a mai fost discrepanță, deci eu sunt primul, tu ești ultimul și tot așa. Da, pentru că ei de obicei dacă nu ești primul, încep să plângă, că de ce ai ieșit ăla? Adică trebuie să învețe oarecum că să piardă, că nu putem să zicem pierdere. Să învețe că ei nu pot fi tot timpul primii,
Mm-hmm. Da? Exact. Și că este ok să ieși pe locul 2 și pe locul 3 astăzi, mâine, dar este ok să și ieși primul, da? Dar și ultimul dacă ieși, este ok să ajungi acolo. Cred că asta trebuie să le inspirăm noi. Competiția asta care este prost înțeleasă, da? Exact. Și la școală, ok, colegii tăi au luat 10 sau, mă rog, colegii tăi au făcut mai bine sau au învățat ce, poezia, da, sau știu poezia mai bine, că vorbim de copii de grădiniță acum, este ok să încurajăm și să le spunem este bine dacă tot ai învățat poezioara, nu este nicio problemă că acum poate nu ți-a ieșit foarte bine și că celălalt coleg al tău a știut-o perfect, data viitoare o să știi și tu mai bine. Pentru că noi îi limităm foarte mult, din păcate. Da? Și ajung niște adolescenți și niște adulți care nu vor ști să-și gestioneze emoțiile. Mă bucur mult că aveți un astfel de, că ai un astfel de proiect și o astfel de gândire. Vreau să te întreb, de unde e energia asta, așa? Că râs tot timpul, ești așa veselă, ești o persoană caldă, ești o persoană pozitivă. Cred că este ceva natural, dar se datorează și celor din jurul meu și faptul că primesc tot timpul feedback, că fac bine ceea ce fac. Cred că tu oferi, da? Asta este secretul, deci oferi și primești. Da, nu e nici acolo, că știi ce se întâmplă, putem să oferim, adică sunt multe persoane care sunt specialiste pe ceva, dar sunt bune pe ceva într-un domeniu, uh-huh, dar contează și omul. Să-ți placă ceea ce faci, să faci din suflet, din inimă și să știi că fericirea celorlalți este chiar fericirea ta. E, aici ai punctat, da? Deci da, tu oferi fericire, tu oferi, da, iubire, da? Că tu oferi plăcere, energie pozitivă și automat o primești înapoi, pentru că exact, cam așa funcționează lucrurile. Da? Că dacă ai fi o persoană sobră, o persoană care chiar își face meseria foarte, foarte bine, dar nu ai avea energia asta pozitivă, nu cred că ai... N-ai reușit. N-ai reușit, da, să atragi mai ales copilașii mici. Și aici vreau să... că ai zis tu de spirit de echipă. Cred că mai bine ar fi să corectăm acest spirit de echipă, să zicem spirit de socializare, da? De încadrare într-o societate, exact, pentru că nu tot timpul vom fi o echipă. Da. Și atunci nu doar cu echipa noastră trebuie să ținem, trebuie să ținem cu toți oamenii care au nevoie de încurajare și este un lucru extraordinar să învățăm pe copiii noștri acest aspect, ca să nu fie răutăcioși. Pentru că știm foarte bine ce se întâmplă la școală, știm foarte bine ce se întâmplă de la clasa 5-a în sus, da? Mai ales la liceu, și vedem foarte, foarte mulți copii cu probleme din cauza aceasta, că de mici nu au fost învățați să aibă spiritul ăsta de a aparține într-un grup, mm-hmm, da? De a aparține, exact, în societate și să fie bun cu toți copiii și categoric că nu toți putem să fim perfecți, da? Dar să găsim soluții de fiecare dată. Mă bucur foarte mult pentru tot ce faci. Mai povestește-mi puțin dacă în cadrul acestui proiect al vostru ghidați oarecum copiii și spre o alimentație sănătoasă. Da sau nu? Că nu e obligatoriu. Desigur, sunt anumiți antrenori care au și această specializare și, da, comunicăm cu părintele, îl îndrumăm, le dăm câteva sfaturi și îndrumăm la rândul nostru către specialiști, dar le-am explicat că alimentația este factorul principal atunci când vrei să ai o viață sănătoasă. Ce zic părinții? Pentru că mulți dintre ei consideră că copilul lor este perfect sau copilul va crește și se va dezvolta și nu va mai fi grăsuț, care din păcate știu foarte bine că nu mai funcționează, funcționa generația noastră, poate, da, copiii erau mai soliți și atunci creșteau și automat se dezvoltau frumos. Ce faceți când vedeți copiii care au deja, nu știu, piciorușele strâmbe sau spatele, poziția corpului, că sunt foarte mulți copilași, nu știu, de 10 ani, 11 ani, uh-huh, sau chiar mai micuți, care au probleme cu poziția corpului și cu dezvoltarea corpului și cu surplus de greutate. Cum acceptă părinții? Adică vă implicați puțin și pe direcția asta, că este foarte, foarte greșit să-i lăsăm așa. Într-adevăr, totul pornește de la părinte. Părintele trebuie să accepte, iar pentru binele copilului trebuie să ia o decizie în favoarea acestuia. Și acceptă? Cum sunt? Ați avut cazuri? Da, acceptă. Acceptă, pentru că cei care vin la noi au conștientizat importanța mișcării și sportului și de aceea își îndrumă și copiii să vină către noi. Sunt antrenori specializați pe partea aceasta de corecție, iar aceia vor discuta cu acei copilași care necesită un alt fel de atenție. Super, pentru că nu trebuie să-i lăsăm așa, din păcate. Da? De multe ori, noi ca și societate, noi ca și antrenori în viață, ca să zic, da? Pentru viața copilor, pentru că noi ca adulți suntem oarecum niște exemple și trebuie să ghidăm copiii, nu doar copiii noștri, ci și copiii cu care lucrăm, mai ales cei care lucrați în domeniu. Și atunci e foarte greșit să-i lăsăm așa. Adică, eu cred că și ignoranța este o greșeală. Exact. Da? Faptul, exact, că îndrumăm greșit, dar lasă că crește, el se dezvoltă, e o greșeală, dar și faptul că întoarcem capul și ne prefacem că nu vedem este iar o greșeală.
Și bine ar fi ca toți antrenorii și mai ales antrenorii care fac antrenament de performanță, pentru că sunt foarte mulți copii care fac antrenament de performanță, fotbal, handbal, nu știu, volei, și nu ghidează sub nicio formă copiii către o alimentație echilibrată. Nu contează că au supus sau nu de greutate, contează că ei au nevoie de o alimentație mult mai echilibrată decât un copil care nu face mișcare. Exact. Iar antrenorii, din păcate, nu fac lucrul ăsta, ignoră total și atunci copii, mulți copii nu ajung să facă performanță pentru că fie se accidentează, fie au probleme cu ligamentele, fie cu spatele, fie da? Cu inima. Da, și, din păcate, sunt foarte important, multe da. Discuții pe direcția asta. Deci voi încurajați oarecum și alimentația Sigur. Echilibrată, da? Spunem de la bun început, fără alimentație nu ai cum să reușești. Este un factor cheie. Nu ai cum să trăiești, da, să fim realiști. Da, asta e, nu ai cum să fii sănătos fără o alimentație. Că nu, în ziua de azi nu mai există alimente sănătoase, nu mai există. Și dacă ne uităm să mâncăm toate porcările, că eu așa le zic, da? De pe piață și mai ales copiii care nu știu să facă diferența, da? Exact. Pentru că ei vor ce găsesc acolo și, în general, dulciuri. Cum faceți cu dulciurile? Hai să vedem. Tu, ca mămică, dacă vorbim așa, cum gestionezi tu situația când Grigoraș vrea dulce și te duce în supermarket și Grigoraș vrea neapărat să-și umple coșul cu dulciuri? Vrea și de aia. Ce faci tu, ca mămică? Din acest punct de vedere, nu sunt o mămică atipică, pentru că eu nu am fost de acord cu zahărul și cu dulciurile date copilului. Deci atipic este, adică normal e să fii de acord? Da, în societatea de astăzi, okay. Un pic, da, pentru că am pățit să fiu privită altfel... Și tot da, așa. Să spui și mie cine ne privește altfel, ca să vedem. Cei care își doresc să fie ca noi și n-au reușit. Da, toată lumea poate, nu cred că e o chestie. Da. Mai ales că sunt atâtea exemple și atâtea studii și atâtea lucruri care ne ghidează oarecum să fim mai sănătoși. Că 100% informații există, trebuie să știi să iei informația corectă și să o aplici. Categoric, ok. Și ce faci tu? Hai să reveni la Grigoraș, este simplu, în supermarket știe că nu ne fac, dulciurile nu ne fac bine, dulciurile ne afectează la creieraș și uite ce deștept ești tu, pentru că nu mănânci dulciuri. Și am încercat să explic, ai văzut când un copil este mai agitat, când nu neapărat la grădiniță, deci nu mă refer la grădiniță, mă refer în viața de zi cu zi și într-un parc. Mi-a explicat, uite mami, copilul acesta este așa agitat din cauza zahărului. Tu ești un copil bun, ești un copil mai calm, datorită faptului că nu consumi atât de mult zahăr. Ok, mai consumi ocazional, mai sunt ocazii unde nu pot da, avea normal, control. Normal. Nu sunt atât de restrictivă. Iar în magazin el știe, se uită. Uneori îi iau, poate o dată pe lună, știe că la salariu noi putem beneficia de un dulce și de o jucărie. Salariul lui sau altul? Al meu. Dar înțelege, pentru că l-am crescut așa de mic. Nu i-am impus aceste limite. L-am învățat, l-am educat în acest sens că dulciurile nu sunt bune și a avut acces la ele foarte târziu și știe singur să facă diferența. Nu doar din punct de vedere al dințișorilor, deci am încercat să evit aceste clișee. Ceva. Am spus efectiv pentru sănătatea ta, pentru burta ta. Că zice că uite mami, X are burta mare. Păi da, Grigoraș, dar spune tu de ce? Pentru că am mâncat multe dulciuri. Deja știe singur. Da, eu cred că acum copiii noștri deja dacă ne doare burtica, l-a durut burtica pe colegul e din cauza dulciurilor, dacă a fost rău e cauza dulciurilor, dacă a făcut temperatură că a mâncat dulciuri, deci acum dulciurile sunt un fel de babau pentru copii. Pentru că da, într-adevăr, iau nevoie să înțeleagă. Dacă înțeleg, atunci vor aplica. Dacă nu înțeleg, nu o să reușiți niciodată să îi faceți pe copii să nu fie atât de insistenți când e vorba de dulce, pentru că, să fii realiști, toți vor dori să guste și să mănânce. La sală sunt copii care sunt mai energici, în sensul că energia asta așa necontrolată, care este dată în special de dulciuri. Da, sunt. Am avut o clasă într-o zi și a fost o provocare pentru mine, drept să spun, dar a trebuit să învăț întâi disciplina. Deci acolo învățăm să devenim și disciplinați, învățăm să așteptăm ca celălalt să termine de vorbit, apoi vorbim noi și suntem acolo să muncim. Deci joaca pe urmă. Și cum sunt copiii aceia care după o zi întreagă de dulce sau, mă rog, 3-4 bombonele, vin și fac așa, da? Și stau ei pe loc și vor să vorbească, dar ei tot se mișcă, ei tot au agitația asta așa de dată de necontrolată, pentru că ei nu își dau seama că de fapt e de la dulcele în exces pe care l-au. Exact. Ce faceți cu ei? Că
Exact. Ei vor să vorbească, vor să facă ei primi, vor să... Ce faceți? Încercăm să le explicăm atât lor cât și părinților importanța unei alimentații sănătoase și le spunem, uitați și ce se întâmplă atunci când consumă acest exces de zahăr. În ziua de azi știm cu toții că ușor, catalogăm ușor. Copilul X suferă de o formă de anumită boală. Ei bine, acea boală nu tot timpul este psihică. Acea boală este dată de consumul de exces de zahăr. Deci copilul nu este atât de activ pentru că eu i-am dat dulce înainte să vină la sală. Și tot așa. Adică își găsesc părinții scuze în aceste probleme? Da, am cedat, nu am avut ce să-i fac, nu este milă de el, mititelul, nu există. Asta sunt, da, e șantaj emoțional, da, dar sunt și copii care au anumite, ca să nu le pronunțăm acum, anumite boli în ghilimele, da? Și părinții zic că din cauza aceasta ei sunt așa, hiperactivi? Se întâmplă deseori. Da, desigur. Este foarte important să comunici cu părintele, să-l faci să înțeleagă și să-i prezinți avantaje și dezavantaje. Când tu i-ai spus că el face X lucru, iar ca și consecință este acest comportament, atunci realizează, atunci începe să vadă. Dar contează foarte mult cum îi spui. Să nu îi dai un ordin sau să îi spui că tu știi mai bine. Contează foarte mult cum comunici. Categorică, contează foarte mult comunicarea, dar trebuie oarecum să fim și puțin fermi, da. Pentru că de multe ori faptul că nu suntem fermi, noi ca și specialiști, atunci când vrem binele copiilor, că despre asta vorbim acum, părinții nu ne au chiar în serios. Da. Și consideră că lasă că merge și așa. Exact. Sau lasă că nu știe ea foarte bine, lasă că știu eu să-mi cresc copilul mai bine. Da, cine este ea să-mi spună mie și tot da. Așa. Dar cred că ar trebui să ne gândim de fiecare dată, repet, suntem părinți și eu sunt părinte și Gabriela este părinte, mămică și atunci de multe ori trebuie să acceptăm informațiile din jurul nostru. Poate de multe ori nu sunt informațiile 100% corecte, dar noi trebuie să le acceptăm și să le analizăm și să vedem care este soluția, nu să ne opunem. Pentru că de fiecare dată când ne opunem, nu e vorba de noi, e vorba de copiii noștri, care copiii noștri, și o repet de fiecare dată, până la 18-20 de ani, ei nu sunt adulți. Exact. Responsabilitatea este a noastră. Dacă copilul stă în sânul familiei și prin societate este educat până la vârsta aia, nu e educat degeaba și nu degeaba sunt toate aceste reguli ale societății, da? Deci el nu va ști niciodată să ia decizia perfectă pentru el. Noi ca și părinți, ca și adulți, pentru că de fiecare dată și ei merg la școală, da? Automat profesorii, adulții din jurul nostru, sunt toți oarecum o sursă de inspirație și de educație pentru copiii noștri. Așa că, dragi părinți, ascultați de fiecare dată tot ce vă zic specialiștii din jurul vostru și cei care lucrează în special cu copii. Ok, poate nu toate informațiile sunt corecte sau nu toate informațiile sunt 100% corecte, dar analizați-le și luați deciziile care considerați că sunt potrivite pentru copilul dumneavoastră. Deci nu pentru voi. Nu are nicio legătură cu noi, da? Poți să mănânci, eu așa le mai zic părinților, mâncați automat când vin la nutriție, alimentație pentru toată casa. Da, deci da. Nu există. Nu există că tu mănânci aia, eu mănânc asta, stai că eu sunt adult și că nu știu ce fac eu interesant și trebuie să mănânc pizza. Da. Nu are nicio relevanță la nivel de casă. Ok, nu vrei tu ca și tată, ca și mamă să faci lucrul ăsta că nu știu ce impresie ai tu, că ești mai stresat. Atunci mănânci în afara casei. Exact. Exact. Deci dacă tu vrei să-ți faci rău, da? Fă-ți-o, da, lasă copilul în pace. Că el este un adult care trebuie să crească sănătos și cu o educație oarecum bună. Da? Pentru că el va fi un adult pe care tu îl crești. Dacă tu îl crești prost, va fi un adult cu un viitor limitat. Deficitar, da? Fie se va îmbolnăvi, fie va avea probleme de comunicare, fie nu va asculta de oamenii din jur, pentru că o să creadă că nu ceilalți sunt și doar ei le deștept sau tata sau mama. Deci nu are nicio relevanță. Deci dacă nu sunteți de acord cu ideile pentru voi, pentru copilul vostru este cu totul altceva. Exact. Da? Dacă îi dorești binele copilului tău, alege viață sănătoasă, clar. Categoric, da? Deci nu este vorba despre noi, este vorba despre ei. Și ei oricum sunt diferiți față de noi. Da, da. Da? Și metabolismul și organismul, da, am văzut foarte mulți copii cu surplus de greutate, obezi, cu
părinți, șnur. Și se mie, de unde o fi moștenică? Pios? Noi suntem toți neam așa și copilul nostru e obez. Păi logic că este obez, că nu e la fel, nu e tras la indigo, da? Exact. E logic dacă îl hrănim. Și faptul că oferim dulciuri copiilor nu este un act de iubire, da? Exact. Din contra. Da. Exact. Ok, ce îi dai tu lui Grigoraș, că mai avem câteva minute? Vine Moș Nicolae. Ce primește de Moș Nicolae Grigoraș? Că vede emisiunea și... Fii atent, Grigoraș. Moș Nicolae aduce mandarine și portocale copiilor și o bucățică de turtă dulce. Atât! El atât știe că primește Moș Nicolae. Deci fructe, da? Fructe. Perfect. Fructe. Învățați-vă copiii să fie limitați oarecum, că da, din prea multă dragoste, teoretic, noi le umplem ghetuțele alea și 9 ghetuță, ci 10 ghetuțe, da? Exact. Și le pun acolo și, ok. Ce primește Grigoraș că mai avem o minută de Moș Crăciun? Ce aduce Moș Crăciun Grigoraș? O singură jucărie. Am colindat magazinele, a făcut lista pentru Moș Crăciun, iar dintre toate cele alese are voie să-și aleagă o singură jucărie pe care și-o dorește cel mai mult. Super! Mulțumesc, Gabriela! Mulțumesc. Din păcate s-a terminat și timpul. Te mai așteptăm la emisiune pentru că ești un exemplu de mamă, ești un exemplu de antrenor, de mișcare, da? Atât pentru mămici și cât pentru pitici, ceea ce este un lucru extraordinar și ai o energie foarte pozitivă și faptul că lucrezi și mental cu copiii și cu mămicile este un lucru fabulos. Mult succes în tot ceea ce faci. O găsiți pe internet pe Gabriela. Mai spune o dată cum te găsesc. Rețele de socializare Gabriela Dobre Grigsmam. Ok, vedeți acolo ce face ea și dacă vi se potrivește, încercați. Duceți-vă copiii la mișcare, indiferent că preferă să facă un sport, că sunt talentați, că nu sunt talentați, duceți-i să facă mișcare și mai ales în acest proiect, la această sală din Ploiești care s-a deschis acum și copiii pot să se joace și pot să se distreze și pot face și sport pentru corpul lor și pentru sănătatea lor. Și nu uitați, când vedeți că copilul nu se dezvoltă armonios și are surplus de greutate, faceți cât, tot ce este posibil să-l aduceți pe calea cea bună. Nu vă lăsați copiii să-și bată joc de corpul lor, pentru că, de fapt, nu ei își bat joc de corpul lor, ci dumneavoastră ca și părinți. Cam atât pentru astăzi. Ana Maria Demetrescu vă aștept în fiecare marți la ora 19 cu diferite subiecte interesante despre nutriție, sănătate, alimentație și tot ce înseamnă corpul uman. Seară bună în continuare!